Hristos a înviat, bun găsit pe canalul Teatrului Dramatic Fanny Tardini. Astăzi, la interviurile Fanny Tardini, stăm de vorbă cu actorul Ștefan Forir. Pe Ștefan îl știți din foarte multe roluri, dintre ele amintim Baronul Forir von Gartenberg în Salba Dracului, o adaptare de Alexandru Nabija după texte de Vasile Alexandrii, ce a avut premiera în anul 2019. L-ați văzut de asemenea în rolul Verde, în Monstrul Nisipurilor, un spectacol pe un text de Ceava Secheli în regia lui Andy Gherghe din 2018, sau Vulpa și în Domnișoara Anastasia de George Mihai Zanfirescu, regia Radu Nichifor, o premieră din 2016. Anul acesta l-ați văzut în cea mai recentă producție a dramaticului Mame, o creație colectivă în regia lui Cristian Ban, despre care o să vorbim puțin mai încolo în interviul nostru. Salutare, Ștefan! Bună, Rodica! Ce faci? Bună și spectatorilor! Bine, bine fac, stau acasă ca și ceilalți colegi, nu? Stăm acasă în izolare. Este mai bine de o lună de când suntem nevoiți să stăm acasă. Ce faci tu zilele astea? Păi trebuie să fiu sincer că mă joc foarte mult pe calculator ca să încerc timpul să treacă cât mai repede. Mă uit la filme. Nu pot să mă laud încă că m-am apucat de citit, fiindcă nu m-am apucat încă de citit, dar urmează. Activități casnice pe care le poți face acasă. Gătești cu siguranță, pentru că tu ești pasionat de gătit. Da. Gătesc. Nu sunt foarte aventuros când e vorba de gătit, dar încerc să reproduc foarte mult rețetele lui bunica mea și atunci stau și fac ardei umpluți și încerc să fac sarmale și chestii din astea. Wow, da. Țintești sus. Eu cred că este o țintă bună culinară. Să învăț. Dacă învăț să gătesc cum gătește bunica mea, eu mă consider câștigat pe viață din acest punct de vedere. Spuneai de niște jocuri pe calculator. Au legătură cu cele de care amintai în spectacolul Mame? În Mame vorbeam despre o chestie care este o consolă de jocuri, o platformă de jocuri care era foarte populară acum, când stau și mă gândesc, acum vreo 25 de ani. Dar, da, în principiu, gusturile mele, când e vorba de jocuri, au rămas cam aceleași. Deci îmi plac acele jocuri pe care le jucam acum 25 de ani. Povestește-ne un pic despre cum s-a născut spectacolul ăsta, pentru că este unul care a atins foarte multe suflete. Păi, cum spunea Cristi într-un interviu pe care l-am citit, pe care l-a publicat recent, zicea, a zis că ne-am pus capetele la oaltă și am început să vorbim despre experiențele noastre și atunci am început să alegem pe cele care pot fi reprezentative pentru un public cât mai larg, fiindcă am păstrat unele lucruri care sunt super personale, dar am încercat să găsim și niște lucruri generale care să rezoneze cu cât mai mulți oameni posibil. Întâmplările care sunt comune tuturor copiilor în raporturile cu mamele lor, nu? Da. Îmi amintesc de o discuție pe care am avut-o noi undeva prin noiembrie anul trecut și în care tu mărturiseai că ți-ai dorit foarte mult să joci într-un asemenea spectacol. Iată că dorința ți s-a îndeplinit. Ai vrea să mai ai o astfel de experiență? Da, absolut, absolut. Sunt un mare fan al metodei este de a face un spectacol și nu este primul pe care îl facem pe această metodă. Alt spectacol pe care l-am făcut pe metoda device a fost Privacy Settings, unde noi am lucrat împreună cu Radu Horghidan la crearea textului. El a scris, el a luat și a făcut ordine în tot haosul ăla. Și da, îmi doresc să mai lucrez cât mai mult de device. În Privacy Settings, spectacol realizat în Teatrul Independent, era vorba de responsabilitatea noastră de dezvoltarea rețelelor sociale, de modul cum ne raportăm și cât dezvăluim pe aceste structuri. Aici e vorba de o temă mult mai personală și pentru tine dureroasă. Cum a fost să dai un pic așa din bagajul tău emoțional?
Cum să spun, adică nu știu cum să spun ca să nu știu dacă vă sună ciudat sau nu, dar dureros este, nu este un cuvânt care este neapărat aplicabil, deoarece momentul la care te referi, momentul în care am pierdut pe mama, s-a întâmplat cu 20 de ani în urmă. Și a avut timp toată experiența să se matureze odată cu mine. Și atunci nu cred că mai încape discuția despre o chestie dureroasă, adică eu despre toate evenimentele alea și despre toate întâmplările pe care le mai țin minte cu mama, mă gândesc la ele cu bucurie. Nu provoacă durere. Deci, și nu am nicio problemă să împart experiențele mele, oricare ar fi ele, cu oricine vrea să audă sau să asculte sau să vadă. Fiindcă tot ai vorbit de împărtășirea experiențelor, ce altceva ai vrea să aprofundezi pe viitor într-un spectacol creație colectivă? Îmi place foarte mult ideea de teatru documentar și pentru teatru documentar întotdeauna există foarte multe teme abordabile. Zine una de interes pentru tine. Mi-ar plăcea un spectacol documentar care să aibă o importanță istorică pentru orașul Galați, de exemplu. Foarte interesant. Care poate să acopere mai multe personalități sau mai multe evenimente importante pentru orașul Galați din istorie, care să aducă alți oameni în contact cu istoria Galațiului sau să-i aducă pe gălățeni în contact cu propria lor istorie. Astea sunt proiectele care îmi plac mie în momentul de față. Am înțeles. Teatru documentar. Dacă ar fi să ne întoarcem un pic în trecut, aș vrea să ne povestești cum de ți-a captat atenția teatrul sau de momentul în care ai zis domeniul ăsta e interesant. Domeniul ăsta a devenit interesant pentru mine când în clasa 11-a proful meu de română m-a trimis, mi-a zis: Florir, du-te la teatru că vor să vorbească acolo ceva cu tine. Și cum eram eu un elev de natură, de-abia așteptam să fug de la școală, nu am stat și nu m-am gândit mult, că știam că o să lipsesc probabil și de la chimie și de la fizică după. Și am teatru direct la teatru și la teatru aveau nevoie de cineva tânăr care să vorbească limba română și să joace într-un spectacol. Și eu am zis, da, sigur, de ce nu? Și ăsta a fost începutul meu cu teatru. Printre 11, cred. Unde se întâmplă asta? Asta se întâmpla în Vršac, în Serbia, în Banatul Sârbesc. Și se întâmpla la secția de teatru în limba română a Teatrului Național Iovan Steria Popovici din Vršac, scena românească. Și după aceea, ce s-a întâmplat? După aceea a urmat o perioadă, am mai făcut imediat după aceea încă un spectacol cu un grup de amatori. Acesta primul pe care îl făcusem era cu un grup mix de profesioniști și veterani ai teatrului amator, iar apoi am făcut un teatru pur, un spectacol de teatru pur amatoricesc și apoi am lăsat toată povestea asta deoparte mulți ani, 5, 6, 7 ani și cumva m-am reconectat la teatrul respectiv, m-am întors în Vršac, că am mai bântuit un pic pe aici, pe acolo. Și am început din nou să mă ocup de teatru în forma aia și apoi am hotărât să și fac asta pentru eu să-mi aleg meseria asta în viață. De acolo am plecat hotărârea. Îmi plăcea să fac asta. Mai mult decât multe alte chestii. Ai spus că a fost o vreme în care ai colindat. Periplul ăsta ți-a oferit prilejul să ai experiențe care nu aveau legătură cu teatrul? Niciuna nu a avut legătură cu teatrul. Nu, chiar niciuna nu a avut legătură. Am cunoscut la un moment dat o gașcă de actori tineri cu care am ars o perioadă. Dar cam atâta. Asta era singura tangență cu teatrul în acei 6-7 ani. 5-6-7. A fost o perioadă destul de lungă. Da, nu mi-am imaginat
o secundă în perioada aia și nu mi-am dorit sau, da, nu mi-am imaginat că voi face asta pentru for a living, cum s-ar zice. Bun, și dă-ne un exemplu. Ce ai făcut în perioada aia? O experiență de atunci. Poate ai avut mai multe joburi sau eu știu. Am avut mai multe joburi. Am făcut câțiva ani chelnerie. Am chelnerit prin Serbia, prin Muntenegru, prin Polonia. Am început câteva facultăți de care m-am lăsat. Așa a fost o perioadă mai complicată. Ce ai început? Ce te interesa? Păi, probabil că asta a și fost o problemă, că fiecare chestie pe care am început-o, esențial, nu mă interesa. Și revelația, da, și când te-ai hotărât că vrei să te duci la teatru, să faci actorie, cum ai luat? Eram pe final de, de anul 3 la ASE și era, din păcate, o facultate pe care o făceam doar de dragul unei diplome. Și undeva prin anul 2 mă reintrasem în contact cu teatru, făcuserăm vreo două spectacole. Am hotărât că așa vreau să trăiesc, fiind actor, nu? Am dus, i-am spus lui taică, nu? Eu fiind deja la a treia facultate, i-am spus lui taică, nu? Tata, ascult, eu nu știu cum să-ți spun asta, dar eu vreau să mă las de facultatea asta și să mă apuc de actorie. Și taică, în mod surprinzător, văzându-mă probabil în acel an de zile, an jumate, cu câtă pasiune făceam treaba aia, a zis, vine mă, du-te. Hai, du-te, fă. Dar fă-o. Zis, o fac, mă, tată, o fac. Și ai făcut-o? Am făcut-o, da, adică... N-ar avea ce să zică, nu? De când ai devenit actor profesionist, tatăl tău te-a văzut în spectacole? A reușit să mă vadă în Domnișoara Anastasia. A reușit să mă vadă, a venit în Galați să mă vadă în Domnișoara Anastasia. Și m-a văzut în Buzunarul cu Pine când am reușit cu ajutorul domnilor directori Florin Toma și Radu Nichifor să ajung în orașul meu natal și să joc la publicul românesc de acolo, Buzunarul cu Pine. Și l-a văzut și pe ăla. Cum a fost? Cum ai fost primit? Cum a fost primit spectacolul? A fost primit în stilul clasic bănățean, adică oamenii, în primul rând, s-au bucurat enorm că am venit, fiindcă orice formă de românism pe care o poți aduce românilor de acolo îi bucură enorm. Sunt niște oameni care iubesc foarte mult România. Și ne-au primit cu brațele deschise, cu mâncare bună, cu băutură bună, cu voie bună. De-abia aștept să mă întorc și să vă aduc și pe voi și să veniți și voi cu mine într-un astfel de context. Ai fost atunci cu Răzvan și cu Vlad și Vlad povestea ulterior cât de frumoasă e zona aceea și ce mâncare absolut delicioasă e acolo. Tu ce amintire ai din zona aia? Acolo am crescut într-o mare parte. Am crescut acolo și am crescut în București și m-am întors în Vârșeț, m-am plimbat eu o leacă. Dar acolo am crescut, ăla este orașul meu, știu Camp Palmer, știu legat loc. Este un oraș mic de vreo 40.000 de locuitori. Este un oraș vechi, austro-ungar, care arată foarte, foarte frumos, e foarte îngrijit, are foarte multe verdeață, foarte multe parcuri, foarte multe restaurante bune, foarte multe cărciuni, terase, se află la poalele unui deal foarte frumos, verde, adică nu știu, e orașul meu. Ai vrea să te întorci acolo cândva sau te-ai împăcat cu gândul că Vârșeț a rămas în copilărie? Vârșeț este locul în care voi încerca cel puțin o dată pe an să mă duc să stau. Am familie acolo, nu am plecat definitiv. Nu cred că există posibilitatea să mă întorc acolo să muncesc, dar sunt mereu aproape de el. Hai să ne întoarcem un pic la profesie și să ne spui... Cum a fost trecerea de la
cum să zic, de la perioada în care cochetai cu teatrul, la studenție și apoi la, la meserie. Ok. Ok. Așteptările tale au fost satisfăcute sau a fost mai mult decât așteptai să fii actor profesionist? Cred că nu e nu ar răspunde că nu e deloc, dar nu este așa cum îți imaginezi inițial, probabil, sau presupun că este o experiență diferită pentru fiecare dintre noi. Și am reușit să învăț foarte multe lucruri apropo de meseria asta, pe unele mai ușor, pe unele mai greu, mai am încă o grămadă de învățat. Mă bucur de fiecare dată când pot învăța ceva nou și când îmi dau seama că am învățat și e frustrant momentul când te lupți cu neputința, dar atunci, în momentele alea, nu-ți rămâne nimic altceva decât să te lupți și să încerci să stăpânești ceea ce te trage în jos, nu? Spune-ne care a fost ultima lecție învățată, apropo de învățarea asta continuă, de procesul ăsta. Când am la Salva Dracul, când am lucrat cu domnul Alexandru Dabija, am reușit să mă conciliez cumva, să mă conciliez definitiv cu publicul, cu scândura, cu existența mea pe acea scândură. Cum s-a întâmplat? Am început să cred un pic mai mult în teatru după spectacolul lui Dabija. Și mă simt mai confortabil acolo decât mă simțeam înainte. A fost asta datorită domniei sale? Sau... Absolut, da. Da, absolut. Din cauza stilului lui de muncă. Și am învățat câteva priorități în teatru datorită lui. Ce este prioritar pentru a-ți face treaba cum trebuie. A fost o experiență frumoasă care urma să se repete anul ăsta. Sperăm că se va repeta lucrul cu domnul Alexandru Dabija. Pe mulți dintre actorii din distribuție i-a bucurat experiența asta, s-au spus mulți dintre ei. Pentru tine cum a fost, în afara acestei descoperiri? A fost foarte distractivă și educativă. Am stat destul de mult la povești cu domnul Dabija, toți. Și ai multe de învățat de la omul ăla, fiindcă are o experiență foarte bogată și este un om foarte inteligent și atunci ești doar servit de prezența unui astfel de om. Spune-ne, te rog, despre cealaltă relație profesională a ta, cea cu Teatrul din Sfântul Gheorghe. Ai venit în primăvara anului trecut cu spectacolul Zbor deasupra unui cuib de cuci, alături de colegii din trupa de la Sfântul Gheorghe. Da. Cum e să lucrezi în două localități atât de îndepărtate? Dar nu sunt deloc îndepărtate, sunt 4 ore de condus cu mașină. Doar adică 4 ore. Da, mie nu mi se pare grav. Ai stat o vreme? Galați. Am urcat în Galați și în 4 ore sunt acolo, nu-i bai. Spune-ne, rog. Voiam să te întreb de faptul că pentru spectacolul ăsta tu ai stat o vreme acolo, nu? Pentru că o lună jumate, două, cât durează repetițiile la un spectacol nou, trebuie să fii zi de zi acolo. A fost greu pentru tine, acum e un pic mai ușor pentru că te duci doar la reprezentații. Dar în perioada aceea, cum a fost? Nu, a fost excelent, fiindcă am avut timp să cunosc binișor colegii din trupă și având destul de multe lucruri în comun, ne-am înțeles foarte bine și personal și profesional. Așa că a fost o experiență foarte bună pentru mine din multe puncte de vedere. E importantă diversitatea în meserie? E important să ai contact cu cât mai multe trupe, cu diverse orașe? Păi până la colaborarea cu Teatrul din Sfântul Gheorghe, eu lucrasem exclusiv cu trupa din Galați și pentru mine a fost excelent faptul că am putut lucra cu niște oameni care nu mă cunosc
care, știți care, știți care e treaba. Aici la Galați, noi ne cunoaștem foarte bine. Ne cunoaștem calitățile, ne cunoaștem hibele și atunci, la un moment dat, poate exista o mică presiune în muncă. Nu zic că există, dar zic că poate exista. Acolo nu avea cum să existe, fiindcă oamenii erau complet deschiși la orice chestie pe care eu aș fi putut să o fac sau n-aș fi putut. Deci nu era... Cred că e foarte important să lucrezi cu cât mai mulți oameni, fiindcă te îmbogățește acest lucru în meseria asta și te îmbogățește maxim. Sunt valori pe care, la care tu ții foarte mult atât în viața profesională cât și în viața personală, să zicem un set de valori comune și care sunt ale? Dăm un exemplu. Hai, dăm un exemplu ca să nu bat câmpii eu. Dăm un exemplu ca să știu în la, ce zonă. La ce ții tu sau ce vrei neapărat să primești de la ceilalți, atât pe scenă cât și în viață? Nu știu, sinceritate sau... Mie îmi place să lucrez și să stau cu oameni deștepți și cu oameni deschiși la minte și cu oameni care sunt pregătiți să înveți ceva de la mine și care sunt pregătiți să împartă ceva cu mine ce se poate învăța și eu. Adică îmi place să stau de vorbă cu oameni, îmi place să comunic cu ei. Realmente. Și atunci în teatru îmi plac profesioniștii. Și eu am cu spirit profesionist. Spuneai mai devreme, scuză-mă, de faptul că aici, la Galați, este o relație de prietenie și vă cunoașteți foarte bine între voi. Te ajută lucrul ăsta la lucru? Oh, da, deci eu când am spus că poate să aibă anumite efecte negative, nu am spus că poate că majoritatea efectelor sunt pozitive din cauza că noi ne cunoaștem atât de bine și avem un limbaj comun pe scenă. Și mai ales faptul că ne cunoaștem atât de bine, ne cam lipsește de cenzură. Nu purtăm mult mănuși unii cu ceilalți. Așa că se creează un mediu de lucru, din punctul meu de vedere, foarte bun, onest. Spune-mi, te rog, o întâmplare amuzantă sau o scenă la care noi nu avem acces. Ceva ce s-a întâmplat între voi în culise și v-a permis să vă cunoașteți mai bine ca profesioniști sau pur și simplu să vă simțiți bine unii cu alții. Păi, chestia este că nu vine niciuna în secunda asta care să mă fi... Nu știu, aveam, pot să spun despre un blank pe care l-am avut în scenă odată. Oh, te invităm să ne spui. Da, un blank pe care l-am avut în scenă odată, care a fost oribil. Aveam în spectacolul Buzunarul cu pâine, aveam o intrare unde trebuia, intram în spațiu și nu am, îmi găseam locul meu în spațiu și urma apoi să... îmi golesc un geamantan cu care veneam de cărți, fiindcă eram un fel de om al străzii intelectual care avea cărțile din... Era o chestie. Și aveam niște emoții teribile, fiindcă era unul dintre primele spectacole pe care le jucam într-un mediu profesionist în Galați. Și aveam niște emoții teribile, tremura carnea pe mine, tremura capul de emoții. Și m-am dus acolo în colțul meu și am început să așez cărțile și așezam cărțile și îmi dădeam seama că habar nu am ce urmează și ce trebuie să se întâmple. Și m-am uitat cu o privire îngrozită la colegul meu, Răzvan Clopoțel, care și-a dat seama că eu nu mai știu ce trebuie să se întâmple și nu mai știu exact ce a făcut el de a scos situația și ne-am redresat și totul a mers în continuare foarte bine. Dar a fost un moment de oroare pură. Era un spectator, ei nu s-au putea auzi un ac. Dacă pe un ac se auzea. Ai mai avut momente în care ai fost copleșit de emoții în mod neașteptat? Mai ales pe la începuturi au fost. Dar tot așa, unele dintre ele se spărgeau printr-o comicăraie, printr-o
prostii din astea și atunci se regăsea calea spre... Ne descurcam după aia. A mai fost una în care aveam mari emoții, era o scenă la facultate și aveam... era cu public. Și eram terorizat și trebuia să vină, era scena că venea o tipă, venea la un tip în hotel și îți stăteau de vorbă și trebuia să deschid o pungă de alune, tipul, în timp ce vorbea și se oferea alune și eu aveam niște emoții groaznice și tremurau mâinile și încercam, mă luptam cu punga de alune, nu puteam să o deschid și m-am enervat și la un moment dat când am deschis, s-a explodat punga de alune în plină scenă și s-au dus alunele alea peste tot, s-au dus și în public și în momentul ăla era să fac o criză de râs, m-am relaxat, ne-am oprit și am continuat scena și a mers perfect după. Da, trebuie să ai o anumită stăpânire de sine. Bine, pe voi vă ajută în mod evident exercițiu. Să nu râzi sau, dar s-a întâmplat vreodată să nu-ți stăpânești râsul? Nu o să dau exemplu concret, dar există anumiți colegi care la un moment dat îi umflă râsul și atunci n-ai cum să nu cai și tu într-o capcană din aia, pentru că e contagios. Și încerci să te abții maxim, dar câteodată tot se vede că saltă mustată sau ceva. E greu. Dar publicul iartă, nu? Dacă vede, dacă prinde că... Nu nici chiar așa ușor de prins. Care e relația ta cu publicul? Informare. De ce spui asta? Informare. Păi nu știu, adică nu pot să zic care e relația cu publicul, că depinde de spectacol. Câteodată există, câteodată nu există. Habar n-am. Nu știu să răspund la întrebarea asta. Au fost momente în care publicul te-a enervat? Bine, există clasicele momente care enervează orice actor. Telefoanele, vorbitul, foitul, chestiile alea. În rest, nu. Sunt niște chestii care se întâmplă, din păcate, dar n-ai ce să le faci. Și nici nu sunt de fiecare dată atât de grav. Mai treci peste ele. Dar au fost momente în care ai simțit că publicul a fost cu tine sau te-a ajutat în vreun fel? Au fost. Și le simt. Dă-ne un exemplu recent. Recent este din mame. Am simțit empatia oamenilor la povestea mea și... Ce ai tu pe agenda acum? Sau ce obiective ai în minte pentru perioada următoare? Sau ce ai vrea să faci? Tot, eu mă joc, încerc să scriu niște chestii care să semene scenarii sau povești scurte sau treburi din astea și îmi fac mâna cu treburi din astea. Îmi place scrisul. Uh-huh. Monodrame sau ce faci? Dă-ne niște detalii. Unele pot fi percepute ca niște ferii complete, dar bine, sunt niște exerciții de scriere, da. Nu știu, o comedie bizară în care niște studenți români în drumul spre București se rătăcesc și ajung într-o lume preistorică. Da, dar repet, sunt exerciții. Și în cât timp ai vrea să vezi pe scenă un asemenea exercițiu? Unul dintre textele tale? Nu te gândești la asta? Nu mă gândesc, în primul rând nu mă gândesc la asta. Dacă mă gândesc la ceva sau la ce îmi imaginez eu când scriu, îmi imaginez ecranul, nu-mi imaginez scena de teatru pentru ele. Aha. Care e relația ta cu cinematografia? Ai lucrat în filme sau... Te interesează pentru viitor, domeniul ăsta? Absolut că mă interesează pentru viitor și pe această cale vreau să spun că dacă e un regizor de film care sunte la asta, sunt disponibil să lucrez, îmi doresc foarte mult să fac film, deci da, sunt. Pauza de promo s-a încheiat. Da, este un obiectiv pentru mine să încep să fac film.
Dintre firmele pe care le-am văzut recent în România sau chiar serialele de televiziune, care ți-a atras atenția sau în echipa cărora ai fi vrut să fii inclus? În ultimul timp, trebuie să recunosc că în ultimul timp am o perioadă în care revăd filme vechi pe care le-am văzut. Am eu un mod de a mă uita și atunci văd un film de multe ori. Și sunt într-o perioadă în care revăd multe filme pe care le-am văzut și le vezi cu ochi diferiți după câțiva ani. Vezi alte lucruri. Și ce ne recomanzi nouă dintre cele la care te uiți acum? De exemplu, am revăzut serialul Breaking Bad, fiindcă mă uit la Better Call Saul, de exemplu. Asta este așa o chestie mai de mainstream pe care o pot recomanda. Am revăzut toate filmele lui Hayao Miyazaki, Dumnezeul. Da. Care sunt superbe, care sunt niște capodopere minunate ale cinematografiei. Ai vrea să mă activezi exclusiv în film sau rămâi conectat la teatru? Asta ca o dorință așa de viitor, ca un plan. Acum, dacă s-ar pune vreodată problema să am un volum atât de mare de lucru în film și s-ar spune nu pot să n-ai timp să faci teatru, trebuie să alegi sau faci asta sau faci aia, eu de spus. Hai să fiu politic corect și să spun că aș încerca să le fac pe amândouă. Dar dacă ar fi să schimbi cu totul domeniul, să ai un alt drum. Complet? Complet, da. Spre ce te-ai orientat? Probabil spre paleontologie. Ai pomenit-o și în răspunsul despre scrierile tale sau încercările tale de scriere. De ce te interesează? Am fost fascinat de copil, de când eram foarte mic, am fost fascinat de tot ce înseamnă dinozauri și tot ce înseamnă paleofaună și de tot ce înseamnă lumea aceea din trecutul natural. Așa că asta este un lucru pe care mi-am dorit, asta e facultatea pe care mi-am dorit să o fac inițial, prima facultate, dar tatăl meu, cu toate intențiile cele mai bune, m-a oprit din a face asta, fiindcă mi-a spus că nu aș reuși să fac multe treburi în viață cu ea. Da, vorbind de paleontologie, dacă ar fi să te gândești la serialul Friends, în care Ross era paleontolog, ai fi Ross sau ai fi altcineva? Nu, aș fi mult mai șmecher. Adică, Ross e și un fraier personal. Aș fi mai mult ca Bob Baker. Aș fi ca Bob Baker. Bob Baker este un paleontolog faimos care a apărut mult la televizor. Aș fi ca ăla. O pălărie din alt de cowboy, de piele. Ca ăla din Jurassic Park. Așa ce. Îmi amintesc de faptul că dintre rolurile tale la dramatic a fost unul, cel puțin, cel din Butoiul cu pulbere, care te-a apropiat de, te-a apropiat de rădăcinile tale, de spațiul balcanic. Foarte tare. Da. Ți-a fost cumva mai apropiat sau ți-a fost mai ușor să faci personajul acela? Era mai apropiat de tine? Nu sunt serbii atât de diferiți, adică sau mentalitatea oamenilor din Serbia nu este atât de diferită. Zic că nu mă simt aici în largul meu. Deci, da. Era. A fost ok. Uh-huh. Dar vorbind de... Sunt nații destul de asemănătoare din multe puncte de vedere. Și care ar fi asemănările pe care tu le vezi cel mai des? Păi temperamentul balcanic, care e temperamentul balcanic, mâncare bună în comparație cu restul lumii.
Oameni deschiși, primitori, în multe cazuri. Oameni încăpățânați. Așa cum suntem noi. Nu? Balcanici. Balcanici. Hai să vorbim un pic de un alt proiect al tău pe care l-ai lucrat în ultima vreme, în ultimele luni, alături de Răzvan Clopoțel, de Oana Mogoș, de Ionuț Moldoveanu. E vorba de Flu-Flu, seria de concerte pornite de la piesele compuse de Răzvan Clopoțel. Tu în echipa aceea ai fost producător, adică te-ai ocupat de toate lucrurile care sunt necesare, exact, pentru a pune reprezentația în scenă. Cum a fost experiența ta? Te-ai ocupat de chestii logistice, organizatorii, da, ai făcut toate lucrurile. Achiziții, lucruri. Chestii din astea, da. Da. Da, cum a fost asta pentru tine? Antrenant, a fost o experiență antrenantă, fiindcă e antrenant când trebuie să lucrezi cu mai mult de un anumit număr de oameni și când trebuie să le zici tu fă aia, tu fă aia, tu vină acolo, aleargă după unul, aleargă după celălalt, aleargă după o chestie. Îți dai seama că ai uitat să cumperi ceva, du-te înapoi, ia-o, enervează-te. Adică a fost antrenant. Dar cum de noi cântați și tu? Păi, eu am înțeles că ar fi trebuit să avem și public la spectacol. Ștefan, îți mulțumesc. Vreau să te întreb dacă există lucruri pe care ai vrea să le spui celor care te urmăresc sau ceva ce nu am discutat până acum și ai vrea să menționezi. Vreau să le urez tuturora să fie sănătoși, să ai de grijă de ei în vremurile astea, să se informeze cum trebuie, din surse bune și să ai de grijă oamenii de ei și să ai de grijă și de cei din jur. Corect, asta e cel mai important. Îți mulțumesc tare mult, Ștefan. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați urmărit interviul cu actorul Ștefan Forir. Nu uitați că mâine de la ora 19 pe canalul de YouTube puteți urmări următorul spectacol scos din arhiva teatrului. Este vorba de Acce Groza să facem orice ploaie, un spectacol din 1993 în regia lui Dan Alexandrescu, având în distribuție pe actrița Liliana Lupan și actorul Vlad Vasiliu. Rămâneți aproape de noi!